România și Ucraina, țările noastre vecine, continuă să aibă o creștere constantă a numărului de cazuri de COVID-19, chiar dacă ultimile zile arată o ameliorare a situației. La București, autoritățile au anunțat 350 de cazuri noi de contaminare, numărul total ajungând la peste 13.500 de persoane infectate. Dintre ele, peste 5.000 au fost deja tratate și externate, în timp ce alte peste 800 au murit. În perioada stării de urgență, care a urmat să expire pe 15 mai, Poliția Română a aplicat amenzi de peste 4 milioane de euro agenților economici și persoanelor care nu au respectat măsurile impuse de autorități. Și în Ucraina, doar în ultimele 24 de ore, oficiarii au anunțat alte peste 400 de cazuri noi de infecție. Numărul total al celor infectați a ajuns acum la peste 12.300 de cazuri. Alte 1.600 de persoane s-au tratat, în timp ce peste 300 au decedat din cauza complicațiilor provocate de virusul COVID-19. La Kiev, autoritățile se gândesc la un plan de după ieșirea din starea de urgență, programată pentru 11 mai. Cu măsuri de protecție, guvernul va începe redeschiderea treptată a zonelor de odihnă, a unor magazine comerciale și a saloanelor de înfrumusețare, închise de mai bine de o lună.